Bună ziua și bun găsit la știrile orei 15. Valeriu Gheorghiță a anunțat într-o conferință marți 15 iunie stadiul prezent al campaniei de vaccinare. Datorită scăderii dorinței de imunizare, o parte a centrelor din țară vor funcționa de acum cu program redus, iar 11 vor fi închise temporar. Din cauza unui nedorit interes scăzut pentru vaccinare, România a suspendat livrarea unor loturi de ser anti-COVID-19. În această lună, din 7 milioane de doze câte ar fi trebuit să ajungă în țară, vor intra doar 2,6 milioane. Pe fondul scăderii adresabilității la imunizare, a fost luată decizia ca anumite centre de vaccinare să-și suspende activitatea temporar. În județul Vâlcea s-a luat hotărârea pentru 3 astfel de centre, care se vor redeschide în momentul în care va exista o creștere a cererilor de vaccinare. Vaccinate până în prezent 78.000 de persoane cu doza numărul 1, reprezentând un procent de 23,32% din populația adultă și un număr de 68.013 persoane a fost vaccinate cu doza numărul 2, însemnând un procent de 20,33%. Total, doze administrate la nivelul județului Vâlcea până în prezent sunt 146.021, din care 125.682 de doze cu vaccin Pfizer, 11.374 cu vaccin de la AstraZeneca, 4.355 de doze cu vaccin Moderna și 4.610 cu vaccin Janssen de la firma Johnson & Johnson. Pot să vă spun că în cursul zilei de ieri, 16 iunie, au fost înregistrate 583 de persoane vaccinate, 312 persoane au făcut doza numărul 1 și 271 de persoane au efectuat doza numărul 2 de vaccin. De asemenea, pot să vă spun că pentru utilizarea acestor doze, pentru 312 persoane care au făcut doza numărul 1, s-au folosit o singură doză de vaccin AstraZeneca, 114 doze de vaccin Pfizer, 2 doze de vaccin Moderna și 195 doze de vaccin Johnson. În ceea ce privește vaccinarea celor 271 de persoane care au efectuat doza numărul 2 de vaccin, s-au utilizat 8 doze de vaccin AstraZeneca, 255 de doze de vaccin Pfizer și 8 doze de vaccin Moderna. Pot să vă spun că datorită înregistrării unor solicitări mai scăzute în ultima perioadă de timp a persoanelor în privința vaccinării, au fost suspendate activitatea în 3 centre de vaccinare. Centrul din Comuna Budești, satul Ruda, mă refer aici doar la centrul care efectuează vaccin cu AstraZeneca, celălalt centru continuându-și activitatea. Centrul din Călimănești, de asemenea, care efectua vaccinări cu vaccin AstraZeneca, a fost momentan închis. Vaccinarea se poate realiza cu alt tip de vaccin în celălalt centru care există în aceeași incintă. Iar din municipiul Râmnicu Vâlcea a fost închis un centru de vaccinare de la școala gimnazială Anton Pan, urmând ca persoanele care doresc să se vaccineze să poată fi vaccinate în aceeași incintă în alt centru de vaccinare care există în continuare. Știați că mare parte din centre au început să se închidă pentru faptul că nu mai sunt atâția doritori? Am auzit prin televiziune și pe la radio. Dar cetățenii ar trebui să conștientizeze că trebuie să se vaccineze. Altfel putem să reluăm iar treaba cu... Credeți în valul 4? Eu personal parcă nu mai cred. Nu mai cred. Din punct de vedere economic, e normal să se închidă dacă ele nu se mai justifică, pentru că nu poți cheltui niște bani publici ca să ții centre deschise, de dragul de a avea centre. E bine să rămână un număr optim economice, ca să poată să întrețină vaccinarea la nivel optim și să se facă o cheltuială echilibrată. E normal să se suspende activitatea la anumite centre, că nu mai sunt așa mulți doritori ca să se vaccineze. S-au vaccinat mai mult de 60% din populația care trebuia vaccinată și automat că e logic să nu stea și cadrele medicale fără activitate acolo.
Cele trei centre din Vâlcea în care a fost suspendată activitatea se află în cadrul școlii Anton Pan, în incinta Liceului Tehnologic Călimănești și la Căminul Cultural din Ruda. În fiecare din aceste incinte își continuă însă activitatea alte centre de vaccinare, în care se administrează serul Pfizer-BioNTech. Stațiunea Ognele Mari se pregătește intens pentru sezonul estival. Chiar dacă vremea este capricioasă, mii de turiști din toată țara vin aici pentru cura cu apă cu o salinitate ridicată de peste 30%. Noua administrație de la Ognele Mari depune eforturi susținute pentru a aduce stațiunea din nou în atenția turiștilor. Pe lângă lucrările de infrastructură, respectiv reabilitarea drumului care duce către stațiune, primarul Remus Sasu are planuri și proiecte ambițioase. Sezonul estival a început, iar ștrandurile din Ognele Mari sunt pregătite să-și primească oaspeții. Ștrandurile din Ognele Mari sunt pe ultima 100 de metri cu lucrările de modernizare. În câteva zile sunt finalizate și sperăm de săptămâna viitoare să deschidă porțile turiștilor. Ștrandul de la Ognița, din discuțiile pe care le-am purtat cu administratorii, se va deschide weekendul acesta, iar ștrandul de la Ognele Mari probabil în maxim 2 săptămâni. Pentru a accede la statutul de stațiune de interes național, trebuie ca în localitatea Ognele Mari să fie acreditate 500 de locuri de cazare. În momentul de față avem 350 de locuri acreditate de către Ministerul Turismului și pe lângă aceste locuri de cazare acreditate, cred că ajungem undeva la peste 500 de locuri, pentru că mai sunt locuințe private care funcționează prin declarații fiscale la ANAF, dar nu sunt acreditate de către minister, fiind sub 5 camere. Un alt proiect ambițios, susținut de Consiliul Județean Vâlcea, este construirea unei baze balneoclimaterice, astfel încât stațiunea Ognele Mari să devină o atracție turistică tot timpul anului. Dorim să facem o bază balneoclimaterică, să ne axăm pe bazine acoperite, pe proceduri de tratament, pentru a extinde cât mai mult sezonul estival, pentru a putea funcționa nu doar 2 luni pe an, pentru a avea o rază de lucru mult mai lungă. Și în acest sens ajutăm și unitățile de cazare din localitate pentru a putea oferi condiții mult mai pe un termen mult mai lung. Salina de la Ognele Mari, oază de sănătate, care aduce mii de vizitatori din întreaga țară, a pus deja stațiunea pe harta țării. Zona de vizitare este amenajată la 225 de metri față de nivelul mării. În interior se inhalează aerosoli salini, care tratează diferite afecțiuni, în special pe cele respiratorii. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin CONAF se extinde la Vâlcea. Managerul Antena 3 Vâlcea, Sabina Boiștean, s-a alăturat echipei de conducere a CONAF Vâlcea în calitate de vicepreședinte. Sucursala CONAF Vâlcea dorește unirea comunității antreprenorilor vâlceni cu restul țării în vederea unei construcții durabile la nivel național. Da, CONAF Vâlcea are un nou membru. Este vorba de managerul Antena 3 Vâlcea, Sabina Boiștean, care a acceptat propunerea mea, a acceptat să facă parte din boardul CONAF Vâlcea în calitate de vicepreședinte. Sunt foarte, foarte încântată că o am alături, de acum încolo, în cadrul proiectelor CONAF, o am alături de mine pe Sabina. Un om care m-a cucerit de când lucrăm împreună la Antena 3 Vâlcea, cu deschiderea ei, cu puterea ei de muncă, de până la urmă de negociere, de compromis, că întotdeauna atunci când muncim se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. CONAF a câștigat un membru important, de valoare, și cred că împreună vom reuși să facem proiecte minunate în Vâlcea. Avem Pactul pentru Educație, după cum știți, suntem foarte conectați la povestea aceasta, pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Președinta noastră, Cristina Chiriac, este foarte, foarte
aplicată și vrem să facem pași înainte și acest lucru și vom face, pentru că, așa cum știți, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a fost primul inspectorat din țară care a semnat Pactul pentru Educație. Iată că suntem deschizători de drumuri și din acest punct de vedere. Și consider că suntem deschizători de drumuri pentru că o avem de astăzi pe Sabina alături de noi. Sabina Boiștean s-a alăturat în urmă cu mai bine de un an de zile proiectului Antena 3 Vâlcea și în tot acest timp a dovedit profesionalism și perseverență. Este licențiată în drept și are un master în domeniul administrării afacerilor, dobândit în Statele Unite ale Americii. Sunt foarte onorată să accept această provocare și sper să aduc o contribuție de valoare. Cred că antreprenoriatul feminin are încă cale lungă de bătut ca să ajungem la standarde internaționale, dar sunt foarte convinsă că prin multă muncă și intermediul CONAF-ului vom reuși și sper să urmeze o stradă de succese și cât mai multe realizări. Primarul comunei de Ești a reușit să-i facă pe cetățeni să înțeleagă că trebuie respectate normele de colectare selectivă a deșeurilor. Astfel s-au redus cu mult costurile ce apăreau în urma neglijenței felului cum se aruncau gunoaiele. Situația salubrizării în comuna de Ești, dar mai ales cea a colectării selective a deșeurilor, s-a schimbat în bine. Dacă în urmă cu ceva timp existau foarte multe probleme în acest sens, fiind plătite sume mari pentru lipsa de interes a unor localnici, primarul George Popolan a declarat pentru Antena 3 Vâlcea că a reușit, pe calea amiabilă, să îi responsabilizeze pe cei care nu respectau normele. În ceea ce privește salubrizarea, mulțumită atât dumneavoastră, presei, dar în primul rând cetățenilor din localitate. Suntem pe un drum bun, dar suntem abia la începutul lui, un drum lung și anevoios, dar sunt sigur că împreună cum de atâția ani mergem împreună și facem anumite lucruri bune în localitatea noastră, sunt sigur și că din punct de vedere al salubrizării vom ajunge acolo unde trebuie, acolo unde ne este locul, în comunele fruntașe din județul nostru. Faptul că locuitorii sunt mai responsabili și respectă normele de reciclare se reflectă și în cheltuielile reduse ale primăriei la acest capitol. Spun mulțumesc cetățenilor deoarece au înțeles încă de luna trecută când colegii mei din primărie au fost și merg în continuare din casă în casă, atât cu saci cât și cu firmele de salubrizare, precum și de cea care ridică gunoiul reciclabil, materiale reciclabile. Cetățenii au înțeles și deja începem să reciclăm, deja începem să punem deoparte cartonul, PET-ul, cutia de suc separat de gunoiul municipal. Acesta este un lucru bun, faptul că deja am scăzut cu 10 tone colectarea pe această lună. Asta înseamnă un lucru foarte bun, deoarece am câștigat aproape 6.000 de lei, bani care pot merge în altă parte. Trebuie să mai scădem încă 20 de tone. Doar împreună vom putea să facem acest lucru și tot pe această cale doresc să tuturor cetățenilor, atât din Dăiești, dar și din județul nostru, să fie atenți cum reciclăm și să nu se supere pe personalul atât din primăria Dăiești, că sunt sigur că sunt aceste acțiuni în mai multe localități din județul nostru, să nu se supere deoarece acestea sunt reglementările Uniunii Europene și trebuie să ajungem la o reciclare, la un grad de reciclare cât mai ridicat. Pe lângă colectarea selectivă, cetățenii nici nu mai aruncă deșeuri în locuri neamenajate. Primarul îi roagă pe locuitorii care s-au conformat să continue bunele obiceiuri. Au început să mai dispară gunoaiele de la capetele podurilor, au început să cetățenii să recicleze și să nu mai ducă gunoaie municipale în cantități mari la acele rampe de colectare selectivă. Îi rugăm încă o dată să continue, iar pe cei care încă nu au început să facă acest lucru să fie mai atenți la cum reciclează, pentru că așa trebuie să facem, așa trebuie să... Acesta este viitorul, nu se mai poate cum a fost. Nu că nu am vrea noi, ci că nu se mai poate. Acestea au fost știrile, rămâneți cu noi, în câteva momente urmează analiza zilei. Noi ne vom revedea mâine dimineață la ora 7. O după amiază liniștită vă doresc, la revedere!